Dacă ai pune mai mulți creștini să-ți definească Evanghelia sau să-ți spună ce anume aduce Evanghelia, ce anume transformă Evanghelia, ce anume produce, care este principalul efect al Evangheliei în viața unui om, care mai înainte a fost necredincios, nemântuit și acum, suferind, primind efectul Evangheliei în viața lor, a fost schimbat, probabil că ți-ar sumariza spunând că marea binecuvântare a Evangheliei este iertarea păcatelor, lucru cu care eu sunt în totalitate de acord. Doar că, din nou, cum am spus și în celelalte clipuri, problema nu este faptul că prezentările noastre ale Evangheliei sunt în totalitate false, ci uneori nici măcar faptul că ar conține anumite erori, deși uneori se întâmplă asta, ci faptul că sunt supra-simplificări. Avem de-a face cu supra-simplificări a Evangheliei. Adică sumarizăm așa de mult Evanghelia încât depășim o linie de demarcație care n-ar trebui niciodată depășită și lucru cu care rămânem nu mai este Evanghelie. Acum, este adevărat în cazul nostru că esența Evangheliei este faptul că Hristos a venit să rezolve problema păcatului, pentru că problema păcatului este problema fundamentală a omului cu Dumnezeu. Păcatul pune un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Totuși, foarte multe persoane înțeleg în mod greșit faptul că Evanghelia presupune doar justificarea, doar iertarea păcatelor, doar îndepărtarea acestei bariere, acestui zid de despărțire dintre noi și Dumnezeu și atât. Ceea ce nu este adevărat. Aceeași Evanghelie care vorbește despre iertarea păcatelor, care ne promite justificarea noastră înaintea lui Dumnezeu, îndreptățirea noastră, faptul că suntem văzuți prin jertfa Domnului Iisus Hristos curați, desăvârșiți înaintea lui Dumnezeu, aceeași Evanghelie vorbește nu doar despre transformarea sau schimbarea sau rezolvarea trecutului nostru, ci și rezolvarea prezentului nostru. Evanghelia are un efect nu doar justificator, ci și sfințitor. Ea transformă în prezent toate domeniile, toate relațiile, toate sferele vieții noastre, iar lucrul acesta se cheamă sfințire. Nu este o transformare completă, imediată, spontană, definitivă, dar este o transformare determinativă, decisivă, adică procesul care a început în momentul în care Evanghelia și-a făcut efectul în viața mea, procesul care a început este un proces care determină toată viața mea din momentul acela înainte. Asta este Evanghelia completă. Aș spune că este fundamental eronat ca oamenii să fie lăsați cu sentimentul că ei pot să-și fi luat, e posibil ca ei să-și fi luat biletul iertării păcatelor, biletul mântuirii și să trăiască viața cum vor ei. Asta nu este Evanghelie. N-ar trebui să ne fie niciunuia dintre noi frică să spunem că asta nu este Evanghelia. Este o Evanghelie falsă. Dacă tu crezi că poți să fi fost iertat cândva de păcatele tale și apoi să fi trăit cum vrei tu și în continuare să fi rămas mântuit, dacă tu ai crezut asta sau dacă crezi asta, dacă vei crede vreodată asta, să știi că este o Evanghelie distorsionată, ciuntită, eronată, falsă, este o erezie. Nu este o eroare oarecare, este o erezie să crezi că poți să trăiești cum vrei tu, poți să fii nesfânt, poți să avortezi total procesul sfințirii și tu să fii considerat un om mântuit. Eu nu vorbesc aici despre pierderea mântuirii, sub absolut nicio formă, ci spun că un astfel de om se înșeală pe el însuși dacă el crede că poate să nu se afle deloc în procesul sfințirii și totuși să fie iertat de păcatele lui și să fie mântuit. Asta este problema. Este una din probleme atunci când Evanghelia este redusă la iertarea păcatelor și chiar dacă nu se spune direct, se lasă senzația că sfințirea este un efect secundar, un beneficiu pe care îl au doar anumiți creștini, o opțiune a anumitor creștini, este distrugător ca oamenii să fie lăsați cu sentimentul acesta. Pentru că este unul greșit. Nu este conform cu Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos.